Deci ăsta e făcut de niște români, ați zis? Cartierul 06? Ia, new game. N-am auzit de el. Pulu. Ia să vedem. Mamă, uite cum se vede, bă. Rețeaua ta preferată, ia vezi, mă. Vodapros, net plus TV, 5 euro. Să nu uite mâncarea lui muștar. Let's not forget, să nu uităm de muștar, a zis. I should buy some cat food. Ce a zis, mă? Mamă, uitați-vă, nu se scrie pe pereți. Bă, ești nebun la cap? Dar asta e așa, settings, presume. Altceva. Bă, cât de tare e, mă. Deci ăsta e efectiv un cartier din România, nu? Bă, ăsta e Ferentari? Ia. Atenție, intrarea este interzisă, proprietate privată. Șantier în lucru. Executăm finisaje, acoperișuri, izolații. Ia. Yeah. Deci pe E și pe Q facem așa. Aici nu merge să ieșim. Agenția imobiliară l-a cerșit. Bă, ești nebun la cap. Boieru. Strada Bucuriei numărul 13. De vânzare, comision 0%. Bă, frate. Bă, 86 BMW. Basarabia e România. Bă, frate. Interzis aruncatul gunoiului. Sper că mai e deschis. Sper că mai e deschis, uite ce zice. Ia, închis. Niciodată nu închid la timp potrivit. Ar trebui să merg acasă. Ar trebui să merg acasă, albai de fut tomorrow, ia. Ia, room tour, room tour, viețile mele, urmează room tour. Ia stai așa, să vedem unde, dar unde e casa noastră? Cum? Uite-l pe Ceaușescu, bă. Aici nu. Mamă, unde e casa noastră? Mâncați aici, curata. Ăsta merge deschis, nu. De aici am început noi. De casa noastră, mă, frate. O să fie, eu cred că e un apartament, dar la boierul aici și asta e mașina noastră? Nu. Unde e, mă, casa noastră? Mamă, ce curios sunt să văd ce casă avem. Asta aici e șantier. Deci n-are cum să fie. Ia. Silviu, ești fire. Bă, ești nebun la cap. Uite, mă, aici, 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 aici. Aia, rahat, tot locul se dără, mă. Mamă, ce m-am speriat, bă, ăsta e joc horror, mă. Unde mi-e, mă, ăsta? Așa. Home sweet home, unde? De ce nu merge, mă? Bă! Așa. Așa? Room tour! Ia să vedem. Deci, avem aici de-asta, uite, chei.
În oglindă nu ne vedem, Ani, se vede doar capul. Uite-mă pe viața, ce par, mă! Ce tare, avem aici baia, frumos așa, cu cadă, chiuvetă, frumos. Ia. Aici avem bucătăria și toată sufrageria, ia uite. Oh, ia uite, îl băgăm? Aia zic, mâncăm un pic, bem un suc. Aia zic, viața mea. Păi și acum? Bem un pic de cafea. Hai că am băut de toate. Pisica se ține după noi. Băgăm și un pui de somn. Trebuie să înceapă meciul. Trebuie să înceapă meciul, băi, frate, începe meciul. Deci, trebuie să facem un duș. Așa, după aia ne băgăm să vedem meciul, viețile mele. Ce meci e? Ce meci e? Cred că e El Clasico. Ia! Așa și după aia ne băgăm aici. Ia uite, pufuleți. Ia să vedem dacă îmi iese biletul. Ia să vedem dacă îmi iese biletul. Am pus 10 lei. Ia, bate ușa. Bate cineva la ușa. Ce naiba? Cine, băi, frate, că începe meciul? Să rămână. Ora asta. Ia zi, bre. Ia mă, ce s-a întâmplat? Bă! Ce s-a întâmplat, mă? Cine era doamna? Bă! Ce trebuie să fac acum, mă? Deci aici nimic. Bag somn? Nu, ăsta e calculatorul. Bag o ciocolată. A luat pisica? Bă, cred că trebuie să ieșim, ia stai. Nu înțeleg ce trebuie să fac acum. Cred că e horror, mă, jocul ăsta, de fapt, ești nebun? Dar e ciudat că acum nu mi-ai mai zis nimic de ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. A apărut aia, a dispărut și după aia gata. No flashlight in equipment. A luat mățul, dar unde? Ce ai, muștar? De ce ți-e frică? Bă, muștar îl cheamă pe pisic, mă. Mamă, dar ce aveți de tot? Bateți la ora asta. Ia. E horror jocul! E joc horror românesc! Mamă, ce mai vreau să se ardă viața mea! Bă, ești nebun, e horror jocul! Ce se întâmplă, mâncați aici gurata? A fost un vis, frate? Unde-i muștar? Muștar? Muștar, unde ești, viața mea? Bate cineva la ușă, e Baba Iar? Nu e nimeni. Cum, bă, nu e nimeni? Ce faci, bă, muștar? Bă, unde te duci, mă, muștar? Unde pleci, mă? N-ai de capul meu, să vezi ce bătălie avem. Fără cu Baba. Fără lanternă nu o să-l găsesc. A, ok, bun. Hai să găsim lanterna. Unde e lanterna? Ia să vedem. Unde e lanterna? Am un cavaș. Televizor.
N-ar trebui să fie pe aici, pe undeva, ăsta se schimbrite. De aici așa. Ăsta e un pește, fier de călcat. Ar trebui totuși întâi să fac un duș. Bă, viața mea, vrei să-ți faci duș sau vrei altceva? Uite aici ar trebui să fie lanterna, unde e? Ia uite, murături! Bă, cât de tare! Bă, știu că a fugit muștar, dar noi acum trebuie să găsim o lanternă. Că altfel nu avem cum să-l găsim. Întrebarea e unde e lanterna? O caută zor. Nu e, mă, pe aici, pe undeva? În baie n-are cum să fie, nu? Nu. Deci nu știu unde e lanterna. Bă, știe cineva unde e lanterna? Game saved. Nu mai am nicio lanternă, mă duc așa. Oare e pe acolo? Ia să vedem viața mea. E pe aici? Nu prea e pe aici. Era în hall, lângă telefonul fix. Stai așa să văd dacă mai pot să mai intru înapoi. Uite-o, mă. Așa. Deci ultima dată am auzit aici, da? Uite. Asta nu-i muștar. Bă, ăsta nu-i muștar, mâncați, și pisica de aia cheală asta. Pe lângă magazin? Ții minte că l-am găsit odată pe acolo. Lângă magazin, zice viața mea. Ia uite ce e asta, marea deschidere. 24 septembrie. Magazinul era în dreapta, uite aici era magazinul. Iuzi, data câine. Trecută era pe aici, pe lângă garaje. Ia mă, unde lângă garaje? Aici azi gunoaie? Ia să vedem. Uite aici. Ia. Nu se scrie pe pereți. Ia vezi. Mamă, dar ce matahară de câini și-a luat vecinii. Pare că muștar nu e aici. Poate e prin parc. Dar n-avem cum viața mea să ne plimbăm și noi un pic cu BMW-ul ăsta? I should take around the playground, ok. În parcă, ia. Muștar? Ești acolo? Mamă, are duel cu pisica. Are duel cu pisica, viețile mele. L-am auzit încolo. Ia, a căzut ceva, bă. E zgarda lui muștar. Ăla-i cumva sânge? Ma. Mă, ce ăla mâncă? Aolo! M-a venit skinwalker-ul, l-a luat și pe muștar, m-a luat și pe mine. M-a luat pe mine, m-a mâncat cu muștar, știi ce zic? Că eram prea uscat fără. Ce-i gluma asta, mâncați? Bă! Tare rău de tot jocul ăsta, mâncați-a jigurata. Tare rău de tot jocul ăsta. Bă, deși ne l-a făcut felicitări. Criminal, ești nebun. Grafică numărul 1. Frumos, cu clean, cu sunet acolo. Deci abia aștept să văd cum e jocul full. Deci am găsit jocul ăsta, zice care e jocul cu cel mai multe jumpscare-uri, cică. N-am văzut că n-are gameplay atât de lung.
Deci, hai să vedem, Fatal Midnight se numește. Ia să vedem viețile mele. Ce facem asta? Să plimbă singur? Mă lasă și pe mine să mă joc sau? Ce credeți? Și grafica e bună. Îi dăm wake up sau give up? Ce give up viața mea? Dă-i wake up, zice să se trezească ăsta. Ia să vedem. My parents went on vacation and I was left to look after my sister. She has some problems, sometimes she is very strange. Deci au plecat părinții în vacanță, pe mine m-au lăsat să am grijă de sora mea, are niște probleme. Totul era bine până când am început să aud niște sunete ciudate în mijlocul nopții. Ia să vedem. Ia să vedem viețile mele, avem și context, avem și poveste. Damn those sounds, my sister is probably feeling bad again, I have to check on her. Ți-am început jocul că nu mai înțeleg. Că ți-am poți intra un puțin în privat pe Insta, Dregus, că ți-am dat un mesaj frumos de la mine și tata. Da, și un viața mea nu am primit niciun mesaj, să știi, de la tine. Hai să ne jucăm. Ia. Deci s-au auzit niște sunete ciudate, s-a zis, da? Nu am lanternă. Nu găsesc aici o lanternă sau ceva. Văd că e o carte. Am o bibliotecă. Aici e un pic de... Ce, Doamne iartă-mă, e nimica. Cred că merge. Uite lanterna acolo. Așa, deci pe E-ul folosim. Luăm lanterna de aici, bun. Altceva acum. Și cred că mergem să inspectăm sunetele alea, nu? Avem aici cărți aruncate. De ce are o ușă aici cu sânge pe ea? Mă întreb eu. Ok, de aici sunt sunetele, să înțeleg. M-a născut cineva aici, am mâncat pașcura voastră. Pregătiți-vă viețile mele, că vă că începem mai hardcore jocul ăsta. What happened here? Ăsta nu înțelege ce s-a întâmplat, eu nici atât. Aolo? I need to find my sister. Păi, da. Eu înțeleg că trebuie să o găsești viața mea, dar unde? Lost in Rome, ăsta merge deschis? Mai bine că nu merge deschis. 100% e cineva în dulapul ăla, dar nu vom afla niciodată. Sper. Opa. Păi am mers sus la etaj. Asta e camera mea, camera lui sor mea, în teorie. Să mai mergem să vedem ce-i pe aici și după aia coborâm, da. Stai așa, eu de aici vin sau asta e altă cameră? Păi eu de aici vin sau... Nu, e altceva aici. Mamă, stai așa că e mare rău casa. Ăsta merge deschis, da. Mamă, câta casa, bă. Deci avem calculator aici. S-a lăsat liniște rău de tot în joc, mi-e frică. A, nu, gata, a început muzica la loc. Bun, perfect. Avem, cred că aici o scrisoare, ia stai. Lately I have been getting more and more worried about my child. Aolo, asta e, cred că scrisoare de la maică sa, frate. No. Curge sânge. Deci e din ce în ce mai îngrijorată de copilul ei, că a început să se comporte foarte... Aolo, stai așa că nu vreau să văd. A început să se comporte foarte ciudat, mi-e frică. Nu știu dacă e problemă mentală sau altceva. A... Păi, bă, nu e nimic sus, de unde sângele ăsta? Aolo. Aolo. Aolo.
Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat, m-am speriat eu ca bou. Păi uite sângele de... Aaaa, e cineva aici. E cineva aici. M-am speriat. Suntem cu toții, vieții, suntem aici, sunteți aici cu mine că mi-e frică. Stai așa un pic, că nu înțeleg unde m-a teleportat. De ce sunt niște holuri lungi pe aici? Că asta nu mai e casa noastră. Cred eu. Olo, bun. Ma. Aici în față pare că nu e nimic, cred că până dreapta trebuia să o iau. A? Aici e bucătăria, mă. Uite un frigider. A, se continuă? Nu. Trebuie să vedem dacă avem ceva de luat pe aici. Ăsta nu se deschide. Uite un tablou. Mă ascund în comentarii, m-aș ascunde și eu viața mea, dar ce crezi, eu trebuie să mă confrunt cu asta. Deci pe acolo am venit noi și trebuie să facem dreapta, ia. Uite un televizor pornit, acum cred că apare gură de miel aia. Sper să nu. Ah. De unde a căzut? Bă! Camera asta e cu sus în jos, mă. Dar de ce? De ce e cu sus în jos camera asta? It's strange, it looks like the paintings are moving. Ce paintings, mă? Bă, unde vede ăsta tablouri? Vezi unde sunt tablouri și de ce nu le văd? Ia stai. Nu, aici e ăsta, masă. A, uite. Aha. Bă, am apăsat E și s-a dat ăsta într-o parte așa, oare sunt mai multe și trebuie să le mutăm. Aici era ceva. A, pot să și alerg, bă, în jocul ăsta. Acum am observat. Ia. Da, uite. Așa. Ăsta e 2 și cred că ar mai trebui să fie 1. Da, ce nenorocit e jocul ăsta. Când apăs pe shift să alerg, se duce lanterna în jos. Uite, uite și aici asta. Așa. Aha. Și s-a deschis aici, ce e sound-ul ăsta? Păi cred că e sorta care își dă cu capul în perete. Asta mi-a mersit din suflet de 3 euro, te pup viața mea, mulțumesc din sufletul meu. Ușor, ușor viața mea, ușor, ușor, nu ne grăbește nicăieri. Asână. Așa, s-a închis și ușa asta. Aici avem un ventilator că e cald. Mamă, e sunetul din ce în ce mai tare. Am dat un pic mai încet că ne speculează urechile. Aoleu. Pregătiți-vă. De ce e lumină roșie? Sora mea, tu ești? Sora noastră? Viața mea, ce ai pățit? Bă, ce-a făcut m-a leșinat ăsta? Damn these nightmares again, I'll check on my sister and see how she is. Aaaa, visat ăsta, mă. Și ce crezi, acum s-a trezit și e mai rău ce se întâmplă decât coșmarul, păreri? Deci, ia stai așa să iau eu lanterna, just in case. It doesn't work. Hai de cap, m-a murit, e clar. Așa. Aici ar fi trebuit să fie sursa, mă gândesc, nu?
Ia. Doarme, mă? Thank God she's ok. Da, bă, doarme, e ok. De unde, mă, că nu e... Bă! E ok, mă! Damn, I'm going to go wash my face. Unde? Deci aici are dressing și baia e pe hol aici sau? Unde-i baia, mă? Mamă, cât acasă au ăștia, e incredibil. Uite baia. Așa. I think I'm hungry, I'll go to chicken to kitchen to eat. I get some leftovers pizza. Mi-e frică viețile mele. N-are cum să fie acum totul liniștit, gen. Deci to the kitchen, adică trebuie să coborâm, nu? Mă gândesc. Băi, e prea liniște. Uite pizza aici. San, we left pizza for you. V-am lăsat pizza. Mănânc-o și nu o super încălzi. Pentru că data trecută te-a durut stomacul și nu uita să mănânci corect. Ok. The box is empty, there should be another one in the fridge. Avem hâspița în fridge? Da. I need to find a plate. Păi de unde, doamne iartă-mă, să-ți iau clean one, mă, măi, la mișto, uite aici. Ia vezi că iar s-aude sunetul ăla. All that's left is to heat up the pizza. Păi unde are ăsta microunde, mă? Băi, vise, voi vedeți vreun aparat ăsta de microunde? Vedeți vreun aparat ăsta de microunde? O fi aici? Nu. Da? All right, let's take a look at our current conditions. We had highs today right around 74 degrees. Our temperatures should be into the upper 60s. So once again, we got to enjoy a day. Ah, pătigaie. Ah, uite-l, mă, uite-l aparat. Uite cuptorul. Așa. Mid 60s in the IE, low 60s at the beaches. It's boring to eat inside, I'll go eat in front of the TV. Se auzea ceva de pe aici. Ah, uite aici, cred că e. Bun. Ba nu, asta e canapeaua. Unde are ăsta televizorul, mă? În cameră sau? Ia să vedem. Bă, cât acasă oamenii ăștia, voi vedeți? Doamne, uitați-vă și voi. Uite aici, mă. Așa, gata. În sfârșit. Oricum, mișto. E mișto canalul ăsta. E tare că are multe emisiuni, știi ce zic? E marfă. Da, viața aia e tare rău. E show-ul meu preferat și eu mă uit la fel că mănânc. La fel, e tare rău, ești nebun. Te ține în suspans rău de tot, că nu știi ce se întâmplă, știi? Ia asta, asta e tare. Ia uite. Criminal. E tare că te uiți, râzi, dar și înveți ceva de la emisiunea asta, știi? E tare rău, ia uite. Numărul 1. Așa, gata. A terminat viața mea de mâncat. Și acum ce vrei să facem, ia zi. Mă
Ia? De unde sună ea? Uite de aici. Aolo, mi s-a zbârlit pielea pe mine. Unde poate să fie asta? La mine văd că nu e. Rufele văd că nu le spală. La baie văd că nu e. Aici nu e. Unde e asta, mă? Viețile mele, unde e asta, mă, mâncavași cura voastră, nu știu când v-ați ascunsele. Deci în baie nu e, aici nu e. Aici nu e. Merge să iau lanterna asta? Nu. E jos, mă, asta, undeva. De ce se aude așa? Da, strigo, bă, și tu! Uite-o! Viața mea! Eusebia! Vino viața mea aici să nu ne jucăm ce doar iar noi două dimineața să ne jucăm față ascunselea. Ia. Nu e, mă. Mă, ce a făcut asta? M-am încuiat aici. Asta m-am încuiat aici, viețile mele. A deschis ușa. Și ce fac acum, mă? Aole, uite-o. Viața mea, Eusebia, ce faci, mă? She's probably gone to the basement. Ah. I need to follow her. Păi e prea întuneric, bă. I don't see any light. I need to find the flashlight. It's on the second floor near the computer. Stai așa un pic. Uite, aici, aici, aici. Aici e computerul. This is the room where the flashlight is. Aici o fi. Uite-o. Bun. Perfect. Nicol, te pup, viața mea!
Te pup, viața o să fie bine. Și nu, cu toții ne simțim rău la un moment dat. Deci să nu-ți fie... Te pup, Andrei, mersi din suflet de donație. Bă, aici era basement-ul? Nu. Am uitat unde e basement-ul, viețile mele. Stați așa un pic. Aici, 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 aici. Vai de capul meu, mă simt, zici că sunt unul din clipurile alea lui Paul D'Adrian. Și de la mine-i footage-ul. Paulu? DJ. Uite, uite, uite. Viața mea, ce faci, măi, Eusebia? Paulu. Paulu. Din spate. Wow, wow, wow! Oh, Eusebio, îți miroase gura aia, hoi, ce ai mâncat? Ai mâncat pizza aia, dar a rămas pe masă direct? Haolo! Hai de capul meu! Eusebio! Eusebio, ne-ai mâncat. Bă, nu merge să... E încuiată ușa asta, mâncavaș cura voastră. The door is chained out. Păi și eu ce fac, mă? Găsesc o drujbă pe aici, ce fac? Este așa, deci aici nu-i nimica. Cred că ar trebui să găsim ceva pe aici. Ia uite. Bun. Așa. Eusebiu, first my sister knocks me out and then the lights go out, fucking great. Păi viața mea, aia nu cred că e surta. Și întrebarea e, eu ce fac acum? Hai să inspectăm prima dată parterul. Telefonul. Telefonul. Auzi, mă, e taică-su și zice că știu ce s-a întâmplat cu ea, du-te sub pat și vezi că e acolo ceva să te ajute. Sper că e un pistol, să mi-l bat direct în gură să trag. Vai de capul meu. S-a dus în stânga. Bă, camera noastră e tot în stânga? Cred că da. Perfect. Poți să-mi o bag în gură să trag? Mamă, îi trag direct lui Eusebia în gură. Eusebio! Vino încoace că am luat acadele.
Unde ești? Aici e. Aici e. I can hear her walking somewhere. Sper să nu fie în spatele bubui, frate. Ești... Bă, e aici. E aici, mă. E jos. Ah! Unde e, mă? I-am tras, am dat-o? Am nimerit-o? Nu cred. Încarcă viața mea, că mergem la război. A urcat, cred. Eusebia, îi dă jucărie viața mea, trebuie să ne jucăm, să tragi la țintă amândoi, vrei să te bagi? Mamă, 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 mamă. Mă, asta nu cred că a urcat, mă. Sunt singurul care am urcat. Sunt împchit. Mă duc jos, mă duc jos înapoi. Bă, dar cum o prind, mă, pe asta? Aoleu, aoleu, băi, Eusebio! Eusebio! Vino încoace! Te-am luat, te-am prins! Te-am prins, n-ai cum să fugi, n-ai cum să fugi, n-ai cum să fugi! Uite, 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 uite ce fuge, uite ce fuge! Uite ce fuge, nemernica! Uite ce fuge, pe unde s-a dus, pe unde s-a dus? Unde s-a dus, mă? Păi de capul meu, dacă vedeți ce poziție ciudată am eu pe scaun acum de frică, s-a terminat. Bă, n-o prind pe asta, mă. Haide, în capul meu, am tras toate gloanțele în ea. Bine că are ăsta o grămadă gloanțe. Uite, 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 uite. Stânga. Uite, 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 uite. Mă, n-o nimeresc, mă. Am dat, i-am dat. La Eusebio, îți place? Hai de capul meu, doamne, ce... Hai de capul meu, doamne. E family friendly. Aoleu, doamne. Am terminat, mă? Fiți atenți că nu s-a terminat. What happened? I don't understand. I didn't know how to help her. Ah, că nu înțelege ce s-a întâmplat, că n-a avut cum să o ajute. Dar părinții au ajuns și ei înapoi, sau? Bă. Camera. Stați așa un pic, că mi-a leșinat camera. Mi-a leșinat camera, stați așa un pic. Gata. Ia. Sper că a fost doar un alt coșmar. Și aici ce avem? Un câine. I had a dog like that. A avut un câine ca ăsta.
Sună telefonul, ia. De ce tot sună telefonul, întreabă. Și acum? Și acum ce fac? Că nu văd pe unde să merg. A, uite. Asta e camera ei? Cred că da. Da, uite-i patul. Când eram copil, fratele meu a avut o experiență cu o traumă legată de tatăl lui. Nu am... I did not see my father myself. Nu l-am văzut pe tatăl meu eu însumi, dar fratele meu a suferit. După aceasta, fratele meu a developat tendințe sadistice și probleme mentale. Mama l-a întâlnit pe tatăl nostru vitreg și Dan aproape a uitat. Cine-i Dan? Dan almost forgot about it. Și Dan, după ce l-a întâlnit, cred că pe tatăl vitreg a uitat de, cred că de taică sau ceva de genul, fratele ei. Am obișnuit să avem un câine, dar este dus. Dan a zis că a fugit. Sunt speriat pentru fratele meu și... încerc să-l ajut oricând are vreo seizure de-aia de tremură, nu știu exact cum îi zice în română, dar sper că se face mai bine. Bă, de fapt noi suntem aia cu mental issues, mă? Bă, cred că noi eram aia bolnav, de fapt, mâncați-și gura ta. Fiți atenți, bă, că nu era măia cu probleme și am mort-o degeaba. Degeaba. Cred. Al cui e mormântul ăsta? Nu, e un coșmar din nou, trebuie să găsesc o cale să ieșim. Uite aici. Ce-a făcut asta, s-a omorât? Păi și întrebarea e, noi eram aia dereglați sau, cred că da, cred că noi eram aia dereglați. Ăsta e finalul din cauza că n-ai dat subscribe la 20.